Cântând cântarea de la numărul 32. Slavit să fie Dumnezeu!

Tatălui. Slavă să-i cântați, voi copiii lui, lăudați numele Sfânt. Slavă să-i cântați, voi copiii lui, lăudați numele Sfânt. space ca în această dimineață noi copiii tăi de la Emanuel să stăm în prezența Ta, un Dumnezeu Sfânt și să lăudăm numele Tău. Mulțumim pentru harul acesta, mulțumim pentru că ne-ai dăruit privilegiul prin credința în Hristos să fim copiii lui Dumnezeu. Și ce s-a arătat, ce ceva fi nu s-a arătat încă, dar știm că deși lumea nu ne cunoaște, Tu ne recunoști ca ai Tăi. Și într-o zi, Doamne, vom fi ca Tine. Când tu vei veni și te vom vedea față în față, vom fi asemenea ție. De aceea, Duhul tău care este în noi, Duhul tău care este în biserica ta, în mireasa lui Hristos strigă, vino, Doamne Iisuse, te iubim mirele nostru și vrem să trăim și astăzi în așteptarea iminentei tale veniri, cu gândul la revenirea ta, cu gândul la întâlnirea cu tine, cu gândul la faptul că vom sta și vom da socoteală de faptele noastre înaintea ta, de credincioșia cu care te-am slujit, am vrea, Doamne, ca să închinăm ție și ziua de astăzi. Și închinarea pe care vrem să o aducem, Doamne, cu toții, vrem să fie în în adevăr, vrem să fie plăcută ție, vrem să fie acceptată înaintea ta. Doamne, te chemăm să vii pe calea îndurerilor tale și să te atingi de fiecare suflet care a intrat în locul acesta. Tu cel care cunoști nevoile fiecăruia, tu cel ce ne-ai creat și ne cunoști mai bine chiar decât noi. Doamne, mulțumim că harul tău este de ajuns. Mulțumim că prin harul tău putem merge mai departe. Mulțumim că prin harul tău putem birui spitele. Mulțumim că prin harul tău putem birui încercările și greutățile acestei vieți. Pentru că dincolo de această viață ne aștepți Tu, Doamne în așteptarea aceasta vrem să te lăsăm să lucrezi în viața noastră, să ne vorbești încă o dată prin cuvânt. Mulțumim pentru tot ce ai pregătit să ne dai. Binecuvintează robul de care vrei să te folosești. ci harul tău să fie peste noi. În numele Domnului Isus ne-am rugat. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iubirea Ta prin Duhul Tău cel Sfânt să creeze înfrățire în mijlocul poporului Tău de la Emanuel, să creeze o apropiere unii de alții și de Tine în închinare și în părtășie. Ultimele două versete din Psalmul 100 sunt o invitație la a intra în prezența Lui Dumnezeu cu laudă în inima noastră. Așa spune acolo Scriptura, intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui, lăudați-L și binecuvântați numele, căci Domnul este bun. Bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Amin. Bunătatea Domnului și credincioșia Lui față de noi se văd lămurit și astăzi o zi superbă, o zi frumoasă de toamnă, după un weekend, după câteva zile cu ploaie și uh, cer înorat. Mulțumim Domnului pentru această zi. Ne-am trezit la lumina acestui soare frumos și am venit în locul acesta peste care chemam numele Domnului. Aș vrea să vă citesc ceva. Vă întâmbin cu uh, ceva ceea ce mi-a căzut la inimă. Nu sunt cuvintele mele, le-am postat pe site-ul Bisericii, așa că dacă sunteți curioși să vedeți întregul text, intrați pe pagina de Facebook, de fapt, a, a Bisericii și veți citi întregul articol, nu e lung. Sunt cuvintele pe care... Uh, bunul meu prieten și coleg, pastorul Valifă de la Biserica Betania, le-a scris în legătură cu venirea la biserică. Uh, mi se pare instructiv. Acum noi de multe ori, uh, predicatorii, certăm, vă certăm pe voi care veniți pentru cei care nu veniți. Uh, dar pentru cei care sunteți în dimineața aceasta aici și poate că ați fost ispitiți o dată, mai de multe ori, de gândul de a nu veni la biserică. Cred că sunt cuvinte importante. De de luat aminte. Așa, ca avertizare, eu vă prind acum în dimineața asta și vi le spun. Uh, și, de asemenea, pentru cei care veniți de obicei, să înțelegem cu toții că doar a veni la biserică nu este suficient. Uh, selectiv, așa, întregul articol îl veți găsi, cum a fost pe pagina de Facebook. E duminică să mă duc înapoi la culcare sau la biserică. Întrebare bună. Că oamenii nu mai merg la biserică, o știm cu toții. De ce nu mai merg oamenii la biserică și asta o cam știm cu toții? Sau cel puțin așa credem. Cei mai în vârstă vor răspunde urgent că dacă ei pot, cu toate slăbiciunile și bolile lor, ar trebui să poartă și cei tineri. Ei puteau și când erau tineri, pe vremea lui Ceaușescu, deși vremurile erau grele, iar opoziția vis-a-vis -vis de biserica acerbă. Lucrau pe nu știu câte schimburi, nu aveau mașină și dacă aveau, oricum nu aveau benzină. Dar la ora 9, toată familia era la adunare, știți expresia, la ceasul rugăciunii, la ora 9. Și ei aveau copii mici și nu aveau condițiile de acum. erau o în care se fierbea nu doar laptele, ci și scutecele, vă aduceți aminte? Argumente destul de puternice, nu e așa? Nu, va răspunde tânarea generație. Normal că ce mai în vârstă vin, că ei nu merg la lucru cum mergem noi. Nu prea multe activități în timpul săptămânii. Abia că așteaptă să vină duminică să iasă din casă și să socializeze. Pe lângă asta, de la o vârstă, eu nu mai poți dormi prea bine, te scoli prea devreme. Argumentul continuă. Normal că pe vremea lui Ceaușescu era timp de adunare. Atunci nu se muncea ca acum, că se muncea pentru stat, la firmă, în corporație, la multinaționale, adaug eu. E cu totul altceva. Pe lângă asta, nu era atâta stres, atâtea provocări, atâtea activități. Noi suntem obosiți după lucru, iar copiii după școală. Când te roagă așa de insistent să îi mai lași să odinească, te lasă oare inima să-i scoli? Ce să faci? Să-i obosește duminică, să nu dea randament toată săptămâna la școală? Argumente destul de puternice, nu-i așa? Și uite așa cele două tabere își aruncă pe tard de unii altora peste gard. Pentru că armălaia să fie de plină, există bineînțeles excepții de la ambele părți, bătrâne serioși și tineri conștiincioși tristă situație pentru că rămânem cu argumentele în timp ce bisericile se golesc. Fiecare are senzația că a câștigat. Bătrânii se mulțumesc cu gândul că bisericile se golesc din cauza neseriozității tinerilor. Iar tinerii cu gândul că se golesc din cauza lipsei de înțelegere a bătrânilor. De ani de zile deja mă întreb ce e de făcut? Cine e de vină? Noi? Biserica? Ups! Am uitat că cele două se suprapun în mare măsură. Nu cred că trebuie să găsim țapii spășitori sau vinovați. Aș căuta mai degrabă gauzele. M-aș întreba înainte de toate de a veni la biserică, de ce a veni la biserică a devenit între timp o povară? Nu ar trebui biserica să funcționeze mai degrabă ca un magnet? Sunt două posibilități, două posibile situații. Una ca uh, a, vin la adunare plin de dor, dar din nou și din nou sunt dezamăgit, pentru că setea și foamea nu sunt, sunt împărate acolo, pentru că scriptura este prezentată incoerent, format și sec, pentru că deja știu cum toate poeziile cu o suflet e de rost, pentru că totul e foarte previzibil. O altă situație ar fi în care nici foame, nici sete nu mai mi este s-a pe inimă un stat gros de lucruri care o fac insensibilă și neroditoare de biserică. Cred că e clar, dacă setea după cuvânt, după Hristos, după părtășia cu frații, nu se mai făptuiește în timpul săptămânii, nu va crește la cote bruște, alarmante, bruște neașteptate duminică dimineața. O aducere aminte foarte necesară că Duhul cu care noi venim aici e Duhul pe care l-am clădit într-o săptămână în săptămâna trecută în relație personală cu Hristos, acel Duh din cursul săptămânii nu poate fi diferit de Duhul de Duminică dimineața cu care suntem aici. Și încă ceva, asta pentru cei ce vin, să ne mai întrebăm cei ce vin, vin cu folos? Dure sunt cuvintele Mântuitorului către farisei, găsiți un ucenic și îl face de șapte ori mai rău ca voi, greu mai este să ne debarasăm de mentalitate ritualică, adică de a crede că simpla participare ne-e îndeajuns, nu este. Pentru aceasta zicea Pavel Corintenilor, să că se adună să se facă mai răi, te cuprinde teama de dreptul. Iată că participarea la adunare poate chiar să se situația. Nu doar dacă vin cu folos, dar pleacă de acolo cu folos. Ce mireasmă luăm cu noi din adunare și o împrăștiem pe lângă noi în timpul săptămânii, de praf necăcios și baltă stătută, de show și de petrecere ca la club, poate dacă am luat cu noi mireasmă proaspătă a unei alte lumi ceva care să contrasteze cu îmbăxiala vremurilor, altfel ar arăta lucrurile. Asta depinde și de biserică, dar și de noi. Oh, cât de complicate mai sunt lucrurile. Cine are urechi, să audă. Eu vreau să aud în dreptul meu. Tu vrei să auzi în dreptul tău, frate și soră? Nu numai a fi aici, dar cum ești aici. Haideți! În această zi, încheierea în această dimineață și după masă, să fim într-o asemenea stare încât să ne încărcăm fiecare dintre noi cu energia cerului să ducem miraja aceea a unei alte lumi în săptămâna în care am intrat. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Salutăm pe toți cu bucurie, ne bucurăm de cei care sunteți împreună cu noi și azi de mai mult timp nu v-am văzut. Salut pe. Sorin Neagoie, împreună cu soția lui din Italia, care sunt împreună cu noi, cu Gabi, Domnul să vă binecuvinteze, de asemenea și Ovi s-a întors din, din Suedia. Pe toți ceilalți vă împrăstișăm cu dragoste, cu drag, în mod special, salutăm la învon pe fratele pastor Radu Oprea, pe la Biserica Betania, poparusul din București. Fratele Radu a onorat invitația să, să, fie cu noi în duminica aceasta, a fost împreună cu tinerii bisericii noastră vineri seara, să o seară binecuvântată, fratele sunt om al cuvântului, abia aștept să ascult eu însumi ce are Domnul de spus adunării prin el. Haideți să ne ridicăm, să ne închidem Domnul cu daulă de bunăvoie. Numărul 9. Nici asemănare, nici în cer, nici pe pământ, nici în măreție, nici în fapte și în cuvânt îți cântăm o sal. să fie Domnul, ocupați vă rog locurile foarte pe scurt anunțurile și după masă ne vom bucura de o altă ocază de închinare în care vom avea în mijlocul nostru fratele păstor Radu Opria. Îi rugăm ca Domnul să dea har și după masă celor care doriți să împodobiți slujirea prin ceea ce Dumnezeu va a pus pe inimă, vă rog, la sfârșit să luați legătura cu mine pentru lucrul acesta. Fratele păstor Dan Maleș este astăzi împreună cu un grup de fanpariști în Serbia, la Subotița mai precis, ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze slujirea de acolo. După cum ne rugăm ca Domnul să mângâie familia îndoliată, familia Bojin, pentru plecarea acasă fratelui Ion Constantin, așa cum știți, ieri a avut loc în mormântarea fratelui Ion, la 85 de ani, Domnul a hotărât să-l ia acasă. Mulțumim Domnului pentru slujba de înmormântare și pentru privilegiul care a avut loc, pentru toți cei care ați participat. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze cuvântul care a fost vestit cu această ocazie să aducă mângăiere și mântuire. Amin. Vrem să anunțăm că toate slujirile care au reu început în această perioadă și continuă programul obișnuit, aș vrea să accentuez în partea fratelui Ilie faptul că fanfara se adună în fiecare miercuri la orele 19 și de asemenea Orchestra, am zis, sunt rugați, poate că sunt tineri care cântă în orchestră și n ar știut de reînceperea repetițiilor orchestrei, s-a început seară și în fiecare sâmbătă de la orele 18. Acum corul laudă pe Domnul și apoi ascultăm citirea și vestirea cuvântului. În ce fratele Marius spunea de, de mine și m-a prezentat, mi-am adus aminte că în anul 1993 am intrat în anul întâi la seminar și una din terorile vieții noastre era predica semestrială. În fiecare semestru trebuia să pregătim o predică dintr-un text și să o predicăm în fața studenților, în fața colegilor. Și veneau la predicile noastre semestriale studenții de anul 4. Fratele Marius era în vremea aia, în anul 4 ne speriau grozav. Pentru că noi eram începători, aveam 18 ani, intrasem în școală la aproape un an și jumătate de când m-am întors la Domnul și ei stăteau îmbrăcați frumos în costum, așa, aveau un caietel de notițe și din când în când se uitau unul la altul și făceau și scriau. Ulterior am aflat că făceau doar ca să ne terorizeze pe noi. Nu pentru că ar fi fost ceva atât de groaznic când, în regulă cu predicile noastre, vreau să ne obișnuiască cu acea povară de a sta cu cuvântul lui Dumnezeu înaintea oamenilor. Am să vă spun că iată la 22 de ani am aceeași povară. Data asta am pe fratele Marius în spate. Și de aia mă bucur că l-am în spate și nu în față, ci pe dumneavoastră. Cum? <laughs> și pe dumneavoastră vă am în față. Ce vreau să spun este că e întotdeauna, să știți, pentru cei ce vin înaintea dumneavoastră cu cuvântul lui Dumnezeu, este o povară. Este o povară pentru că atunci când, când vii și deschizi Scriptura și Vrei să înveți pe oameni ceva despre Dumnezeu? E una din cele mai mari responsabilități pe care, pe care, le poți avea în lumea aceasta. De aceea, după o viață întreagă de, de slujire, trebuie, e bine și poți să ai în continuare aceleași emoții care te copleșesc. La ele, pentru mine, astăzi este adăugată bucuria de a fi împreună cu dumneavoastră. Vă aduc salutările bisericii, fraților din Biserica Poparusu, cuvintele cunoscute de noi toți care spun căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri sau depinde de unde e textul, celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Prin Harul lui Dumnezeu slujesc în biserica Poparusu de 11 ani și am văzut mâna și puterea lui Dumnezeu și am văzut cum Dumnezeu formează oameni și cum Dumnezeu lucrează în viața noastră și ne transformă după chipul și asemănarea Domnului Isus Hristos. Și am înțeles că viața de credință este, înainte de toate, o viață de ucenicie. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi, pe toți cei care credem în Domnul Isus, să nu fim simpli spectatori la ceva frumos. Corul a cântat foarte frumos, cântările au fost frumoase, poate uneori predicile sunt de bună calitate și avem tendința de a ne transforma în spectatori, în oameni care vin sau nu vin, conform textului prietenului nostru, Valentin Făt la biserică pentru a vedea ceva frumos, pentru a se întâlni cu oamenii, pentru a se bucura de compania sfinților, lucruri care sunt foarte bune. Dar Dumnezeu ne cheamă la mult mai mult de atât. Dumnezeu ne cheamă să fim discipoli, ucenici ai Domnului Isus Hristos, oameni care emulează personalitatea lui Hristos, principiile lui, valorile lui, oameni care aduc în secolul 21 valorile prezentate și trăite de Domnul Isus Hristos acum 2000 de ani pentru a-L glorifica pe Dumnezeu, și pentru a contribui la mântuirea oamenilor, pentru a mijloci oamenilor întâlnirea cu Dumnezeul acesta. Și vreau să vă întreb în dimineața asta: e ușor să fii ucenic al Domnului Isus Hristos în vremurile noastre? Nu e ușor. Nu e simplu. Pentru că trăim într-o lume în care valorile creștine, valorile biblice sunt într-o continuă și accelerată disoluție. Ele dispar sub ochii noștri. Deja văd cum uh, sunt uh, într-un mod sistematic aruncate afară din lumea în care trăim. De aceea e dificil să fii ucenic al Lui Hristos. Dar dificil a fost și înainte de 89 și dificil a fost și în vremea Domnului Isus Hristos. De aceea avem în Scriptură atât de multe lucruri care ne învață ce înseamnă și cum trebuie să fii ucenic al Domnului. Voi profita de cele două mesaje pe care uh, fratele Marius mi le-a pus la dispoziție acum de dimineață și după amiază pentru a aduce înaintea dumneavoastră două dimensiuni importante. Două dimensiuni, însă, care se completează una pe cealaltă, ca două fețe ale unei monede, ale vieții noastre de ucenicie. Și în dimineața aceasta aș vrea să vă invit să citim împreună un text din Sfânta Scriptură care ne arată cât de important este pentru devenirea și viața unui ucenic să trăiască în gloria lui Dumnezeu, să trăiască fiind martor, fiind unul care experimentează în mod nemijlocit slava lui Dumnezeu. Vă rog să deschideți împreună cu mine Scriptura și vă invit să ne ridicăm la Evanghelia după Marcu. Ambele texte vor fi în dimineața și dimineața și după amiază din Evanghelia după Marcu. De data aceasta vom citi împreună Marcu, capitolul 9, de la versetul 2, începând. Citim împreună Marcu, capitolul 9, începând de la versetul 2. Dacă aveți Scriptura și aveți aceeași ediție cu mine, pagina este 972. Dacă nu găsiți a doua, Scrierea Noului Testament, a doua carte a Noului Testament evanghelia după Marcu. După șase zile, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și i-a dus singuri, de o parte, pe un munte înalt. Acolo s-a schimbat la față înaintea lor. Hainele lui s-au făcut strălucitoare și foarte albe, de o albeață pe care niciun înălbitor de pe pământ nu poate da. Ilie, li s-a arătat împreună cu Moise și stătea de vorbă cu Isus. Petru, a luat cuvântul și i-a zis lui Iisus, învățătorule, este bine să stăm aici. Să facem trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Căci nu știa ce să zică, atât de mare spaimă i-a apucase. A venit un nor și a acoperit cu umbra lui și din nor s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu preiubit, de el să ascultați. Îndată, ucenicii s-au uitat în prejur și n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus singur cu ei. Pe când se pogorau de pe munte, Isus le-a poruncit să nu spună nimănui ce au văzut până va învia Fiul omului dintre cei morți. Ei au păstrat în ei lucrul acesta și se întrebau între ei ce se însemne învierea aceea dintre cei morți. Amin. Tatăl nostru din ceruri, Cuvântul Tău care dă viață este astăzi înaintea ochilor noștri și Te rugăm atât, Doamne, adu noi viața aceea din belșug pe care El poate să o dea celor ce, văzându-te pe Tine în El și în viața lor, vor să trăiască mai aproape de Tine și să se dedice Ție din toată inima lor. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Spuneam că un ucenic al Domnului Isus Hristos, ca să poată să trăiască viața aceea pe care Dumnezeu vrea și o așteaptă în, în inima celor ce cred. Are acest, acest acces nemijlocit la gloria lui Dumnezeu. Din Dintotdeauna oamenii au vrut să poată vedea dincolo de bolta cerului. Din Dintotdeauna oamenii s-au uitat pe bolta cerului și s-au întrebat, oare ce este dincolo? Ce este dincolo de ceea ce pot vedea? Ce este dincolo de experiența mea umană? Imanentul. Lucrurile pe care pot pune mâna, lucrurile pe care le controlez, mă ajută. Îmi dau un sentiment de siguranță, mă satisfac până la o vreme și până la un punct. Lucrurile asupra cărora eu sunt decidentul sunt lucrurile care mă însoțesc o vreme, dar de la un punct încolo nu mă mai pot duce. Și stai și te gândești, oare nu este nimic? Dincolo de ceea ce eu văd, dincolo de ceea ce eu simt, dincolo de ceea ce eu înțeleg, dincolo de ceea ce eu controlez. Răspunsul scripturii este, ba da, și nu puțin. Dincolo de ceea ce vedem cu ochii, este o lume despre care Apostolul Pavel zice am fost luat până la al treilea cer, până în dimensiunea aceea inaccesibilă simțurilor umane și ceea ce am văzut acolo nu se poate spune în cuvinte. Nu există terminologie umană să poți descrie ceea ce are Dumnezeu pregătit acolo, pentru că zice, ochiul omului nu le-a văzut și la inima omului încă nu s-au ridicat. Mintea omului nu poate pricepe ceea ce este dincolo. Moise, un mare om al lui Dumnezeu, socotit de evrei, cel mai mare om al lui Dumnezeu pentru ei, într-o zi copleșit de povara pe care chemarea lui Dumnezeu o punea peste el să conducă poporul, vine în fața Domnului și spune, Doamne, eu de aici nu mai pot să merg, vreau să-mi arăți ce? Slava Ta, gloria Ta, vreau să văd, Doamne, slava Ta, vreau să văd gloria Ta. Asta este, în adâncul inimii omului, o tânjire Intrinsec, o tânjire lăuntrică pe care nu o putem exprima în cuvinte. Vrem să-L vedem pe Dumnezeu. Și am să vă spun că această dorință este una bună. E o dorință la îndemâna tuturor celor ce sunt copii ai lui Dumnezeu, pentru că prin Domnul Isus Hristos care a venit de la Tatăl, perdeaua din lăuntrul templului, care separa locul unde omul are acces de locul unde omul nu are acces, s-a rupt în două de sus în jos, la inițiativa lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care, așa cum spunea fratele la timpul de rugăciune, a pus un heruvim, nu unul, mai mulți au fost, cu săbii de foc la poarta Edenului, ca omul păcătos să nu mai intre acolo, ca nu cumva să mănânce din pomul vieții și să trăiască pentru totdeauna în starea aceasta. Dar tot același Dumnezeu a pregătit o cale pentru om să se întoarcă în prezența lui Dumnezeu. De aceea, într-o zi, Domnul Isus Hristos, după ce le vorbește ucenicilor despre patimile și moartea lui, zice, ca să nu fiți copleșiți, ca să nu fiți descurajați, dărâmați în voi și vă, vreau să vă arăt ceva. Vreau să împărtășesc cu voi un tablou o experiență dincolo de ceea ce se poate experimenta din punct de vedere uman. Vreau să vă fac martori și părtași la gloria lui Dumnezeu. Și în ucenicia noastră, în ucenicia noastră la picioarele Domnului Isus, avem nevoie de asta. Avem nevoie să trăim experimentând măreția, gloria, strălucirea lui Hristos. Sigur că nouă ne-ar plăcea să o vedem cu ochii. Ne-ar plăcea într-o zi Hristos să stea pe marginea patului nostru cu fața strălucind, cu hainele lucind, dar cel mai probabil nu așa se manifestă în viața noastră. Nu știm cum, așa cum nici cei trei, Iacov, Petru și Ioan, n-au știut de ce într-o zi Mântuitorul îi ia, îi separă de restul grupului ucenicilor și zice Haide să mergem până pe munte, haide să urcăm până pe vârful muntelui. Sunt convins că cu mintea lui totdeauna neliniștită, Petru încerca să-și explice ce va fi acolo, ce se va întâmpla acolo. Ucenicii se simțeau cel mai bine în mijlocul mulțimilor, în mijlocul oamenilor. Se simțeau foarte bine acolo pentru că acolo își simțeau rostul, își simțeau menirea, își simțeau împlinirea, dar din când în când, mai ales în Evanghelia după Marcu, dacă o citiți cu atenție, veți vedea că Hristos face cel puțin în prima jumătate sau primele două treime ale Evangheliei foarte multe lucruri în privat, în casă, în pustiu, deoparte, pe munte. A urcat cu ei pe munte și zice textul în versetul 2, i-a dus singuri deoparte pe un munte înalt de trei ori. Scriptura ne spune că i-a separat de toți ceilalți. Și mie îmi spune lucrul ăsta ceva foarte important. Și anume că de cele mai multe ori în viața noastră, experiența cea mai profundă din punct de vedere spiritual o ai în solitudine, în singurătate. Tu și Dumnezeu, tu și Mântuitorul, tu și Hristos. De cele mai multe ori, Dumnezeu ți se descoperă cel mai plenar, cel mai profund, cu impactul cel mai mare, nu în mijlocul unei mari mulțimi de oameni. Rolul mulțimilor este important și Dumnezeu îl are bine stabilit în lucrarea Lui. Dar uneori ca să ți se descopere și să-L vezi așa cum este El, în frumusețea Lui, n-ai de făcut decât să te duci în cămăruța ta, să iei Scriptura, să iei cuvântul Lui Dumnezeu întipărit, nu întrupat, dar care vrea să se întrupeze în viața ta, să te pui pe genunchi și să închizi restul lumii afară, să spui grijurilor, plăcerilor, familiei, prietenilor, telefonului, laptopului, televizorului, internetului, Facebookului, afară, la ușă. Cu ani în urmă, Dumnezeu mi-a rezervat o experiență în viață. Răgușeam foarte mult și. Ziceam că e de la răceală, că e de la vreo viroză. M-am dus la medic și mi-a zis, domnule, aveți un nodul și un chist pe corzile vocale. Dacă nu vă operați, vă veți pierde vocea și la ce mai e bun un predicator fără voce. M-am dus și m-am operat și am avut o perioadă în care n-am putut comunica decât în scris. Aveam un caiet și veneau la mine oamenii, ei vorbeau și eu le scriam, pentru că nu puteam vorbi. După un timp, medicii m-au externat și mi-au spus, acum ar trebui să începe să puteți vorbi. Și eu încercam să vorbesc. Și din gâtlejul meu ieșeau doar grijeli. Și am intrat în panică. Am zis, dacă noi nu voi mai putea vorbi niciodată. Dacă n-am să mai pot niciodată să scot sunete care să poată să se transforme în predici de la ambon. Da, puteam vorbi, puteam comunica cu cei de lângă mine să fac, mă fac înțeles că vreau o cană cu apă, dar Cui trebuie un predicator care nu se aude nici la un metru și nu se face înțeles? Și am intrat în criză, într-o criză existențială. Dacă nu mai pot vorbi, eu cine sunt? Dacă nu voi mai putea predica, eu ce rost mai am în lumea asta? 21 de zile, era înainte de Paște, 21 de zile n-am putut scoate nicio vorbă. Mergeam la biserică și citeam îngrijorarea mila și compasiunea în ochii fraților. Pentru că ei se uitau la mine, mă înconjurau cu dragoste, dar știau ce e în sufletul meu. Am început să nu mai dorm nopțile. Soția mea se culca, știți că de obicei invers, bărbații dorm mai bine și soțiile fac nopți albe. Am început să nu mai dorm nopțile, să mă prim prin casă, să mă cert cu Dumnezeu în Duhul meu, până într-o noapte. Era miercuri noapte. Când am stat înaintea Domnului și am zis, dacă vrei să iei totul, ial ale tale sunt toate. A ta e și lucrarea, a ta e și chemarea, a ta e și vocea mea, ale tale sunt toate. Dar pe tine, cum zicea Iacov altădată, n-am să te las să pleci. Nu te voi lăsa să pleci. Nu mă despar de tine. Din potrivă, în timpul ăla când n-am putut vorbi, am fost mai aproape de Dumnezeu ca niciodată. Pentru că numai cu El puteam vorbi, că El nu are nevoie de cuvinte. El știe gândurile mele. A doua zi dimineață am început să vorbesc. A doua zi dimineață, când am dus la biserică și le-am spus fraților, pacea Domnului, am început să bată din palme și să strige de bucurie. Știți de ce mi-a fost dor și de ce mi-este încă dor în vremea asta? De zilele de tăcere. Din când în când îmi iau câte o zi de felul ăsta. Prea rar, din păcate câte o zi în care nu, în mod voit nu vorbesc cu nimeni. Nu cu soția, nici cu copiii, uneori nu vreau să văd pe nimeni, pentru că am înțeles că de cele mai multe ori experiențele spirituale profunde, ziditoare, sunt în taină, sunt în solitudine, sunt în singurătate. Astăzi oamenii se adună să locuiască împreună, oamenii vor orașe mari, oamenii vor să stea unii peste alții în blocuri. Dar Dumnezeu vrea să te ducă în singurătate câteodată. Pentru că acolo se ți arate ceva ce nu-ți poate arăta în mijlocul mulțimii. Dacă v-ați uitat la ultimul verset, sau la penultimul verset, spune: Cristos le-a spus să nu spună nimănui, nici măcar celorlalți, să nu le spună ce s-a întâmplat pe munte până după învierea lui. Imaginați-vă pe Petru, Ioan și Iacov, întorcându-se la ucenici? Și prima întrebare care a fost? Cum a fost? Ce s-a întâmplat acolo? N-am voie să spun. Hai măi, că suntem frați, suntem cum să nu îmi spui? Mai nu vă pot spune, nu înțelegi că nu pot să-ți spun ce greu este. Dar ce binecuvântat este să înțelegi că acolo în solitudine Dumnezeu ți se poate descoperi și Dumnezeu ți-l poate arăta pe Hristos așa cum nu l-ai văzut poate niciodată, nu-i așa? Spune scriptura acolo, s-a schimbat la față înaintea lor. În timp ce ei îl priveau și așteptau să vadă ce vrea de la ei, fața lui Hristos a început să strălucească din ce în ce mai tare, din ce în ce mai tare, până când trăsăturile feței lui n-au mai putut fi foarte clar văzute. Țineți minte, Pavel, pe drumul Damascului, zice, am fost înconjurați de o lumină mai puternică decât a soarelui la amiază, pe un drum în Orient, așa strălucește Hristos când se coboară. Ba Ma mai mult, hainele lui s-au făcut strălucitoare și foarte albe de o albeață pe care niciun înălbitor de pe pământ nu o poate da. Niciodată nu-l văzuseră pe Hristos așa. Una din întrebările lor, dacă vă aduceți aminte, în, după ce are loc în mulțirea pâinilor, după acea minunată experiență în care au văzut puterea lui Dumnezeu, Hristos îi ia și cu forța aproape îi bagă în corabie și îi spune Haide să trecem dincolo, dar eu rămân să dau drumul noroadelor. În miezul nopții are loc o furtună extraordinar de puternică și când Hristos liniștește furtuna, dacă țineți minte, care e întrebarea lor? Cine este acesta? O întrebare importantă. Cine este cel pe care îl urmezi? Cine este cel căruia te închini? dacă vrei să fii, ca să poți să fii, iertați-mă, un ucenic dedicat 100%, trebuie să înțelegi cu cine ai de-a face. De aceea, înaintea ochilor lor, Hristos li se descoperă în gloria și în măreția Lui. Hristos face să strălucească în parte ceea ce a lăsat în ceruri atunci când a venit pe pământ. Dacă slava Lui Dumnezeu astăzi s-ar pe pământ într-un mod nemijlocit, nemediată de absolut nicio altă realitate intermediară, cum ar fi întruparea sau harul sau răbdarea. Știți ce s-ar întâmpla cu creația aceasta antinată de păcat? Ceea ce se va întâmpla în ziua în care Scriptura zice că cerul și pământul vor arde. Vor arde. Cerul va arde ca un sul căruia îi dai foc. Pământul va dispărea. Pentru că nu vor putea rămâne în fața gloriei Nemijlocite a lui Dumnezeu, Hristos, le arată parte din ceea ce este El. Cine este El cu adevărat? Lucru foarte important pentru orice ucenic. De foarte multe ori, uitându-ne la realitățile vieții noastre pe pământ, avem o părere destul de proastă despre Dumnezeu. Așa reușește cel rău să ne inducă în minte o, o părere, o poziție, o idee că Dumnezeul nostru nu este în stare să facă față realităților istoriei, că Dumnezeul nostru nu este în stare să controleze cursul evenimentelor lumii acestea. Dar nu e nevoie să uiți la televizor, e suficient să uiți în casa ta, în viața ta, în sănătatea ta, în finanțele tale, la serviciul tău, în relațiile tale, în copiii tăi, soțul tău, soția ta. Parcă toate câteodată te fac să te întrebi unde e Dumnezeu? Unde e Dumnezeu? Ce face Dumnezeu? De ce nu intervine? De ce nu, nu ia măsuri? Oare nu cumva Dumnezeu e mai mic, mai puțin puternic decât am crezut eu? Am nevoie să-L văd pe Domnul Isus în toată gloria Lui, în toată slava Lui, strălucind mai mult decât orice altă revelație, pentru că zice textul aici că în timpul ăsta, versetul 4, Ilie li s-a arătat împreună cu Moise și stătea de vorbă cu Isus. În timp ce Hristos se schimbă la față, încă două persoane vin împreună cu el. Era limpede pentru ei că sunt doi oameni care stăteau de vorbă, a căror vorbire probabil o înțeleg nu știu când și-au dat seama că e vorba de Moise și de Ilie, dar este limpede că, și asta vă las pe dumneavoastră să vă gândiți, cum și-au fi dat seama că sunt Moise și Ilie, că aveau poze, nu i-au recunoscut din fotografii. Uite, asta e Moise și asta e Ilie. Înțelegeți, vor fi întrebat pe Domnul atunci, sau poate l-au întrebat ulterior, dar Petru zice, chiar atunci să facem colibe una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Dar ce e cert este că Moise și Ilie, pentru ei ca evrei, reprezentau Două momente de vârf ale Revelației Divine. Primul prin Moise, când au primit legea. Dacă țineți minte, Moise, tot o experiență de vârf de munte, a avut când a dat legea. Dumnezeu l-a chemat pe munte și l-a ținut acolo, i-a dat legea, dar poporul n-a putut să se apropie de locul acela al manifestării gloriei lui Dumnezeu. Și când Moise cobora de pe munte din, pre, din prezența Domnului, ce se întâmpla cu fața lui? Țineți minte? Strălucea pentru câtă vreme? Pentru o vreme. După care strălucirea feței lui dispărea și și-o acoperea cu o mahramă ca să nu se vadă că gloria aceea era trecătoare. Pentru că Moise era așa cum este luna pentru soare. Era numai o suprafață reflectorizantă a gloriei lui Dumnezeu. Hristos este sursa gloriei acesteia. Lui strălucește fața din a, dinăuntru spre în afară. El... el el este lumina care luminează. Și Moise și Ilie vin acolo. Ilie este omul care, pe care Dumnezeu l-a chemat acasă cu un vehicul special, într-un car tras de cai de foc, într-un car de foc. Omul care, prin care Dumnezeu a lucrat într-una dintre cele mai grele perioade din istoria poporului Dumnezeu. Apoi Moise și Ilie, doi oameni a căror plecare din lumea aceasta, am să vă stric și microfonul până la urmă, a fost specială. Ilie n-a murit și Moise, dacă țineți minte, zice Scriptura, a fost îngropat și nimeni nu știe unde a fost îngropat, că și l-a îngropat Dumnezeu. Și în mintea lor, Moise și Ilie erau cei care aveau să anunțe că ucenicii chiar întreabă, n-am citit până mai departe, dar ucenicii au pus întrebarea pentru ce zic cărturarii că trebuie să vină întâi Ilie înainte de a veni lui Dumnezeu. Ei erau cei care mărturiseau prin iminentea lor venire că urmează să vină în împărăția lui Dumnezeu. Și ei sunt acolo ca o mărturie a faptului că Hristos este culmea revelației divine în raport cu ființa umană. Așa cum ce autorul epistolei către evrei, după ce Dumnezeu ne-a vorbit în trecut, a vorbit părinților noștri în multe moduri, în multe chipuri, prin mulți oameni, la sfârșitul vremurilor ne-a vorbit prin fiul prin Hristos. Nu știu dacă înțelegem că nu există o altă revelație de Dumnezeu mai înaltă în lumea aceasta decât persoana Domnului Isus Hristos. Amin. Amin. Avem de a face cu cea mai înaltă, cea mai rafinată, cea mai complexă, cea mai cuprinzătoare modalitate a Lui Dumnezeu de a ni se revela mai mult de atât nu există deasupra Lui Hristos în revelație nu există și atunci când ești în starea aceasta când ajungi în starea aceasta de experimentare a prezenței Lui Dumnezeu nu mai vrei să se termine este o experiență pe care ai vrea să o păstrezi pentru totdeauna Reacția, prima reacție a Lui Petru deși este prezentată după aceea e în versetul 6 nu știa ce să zică ăsta e un lucru nou la Petru Petru totdeauna știe ce să zică nu zice totdeauna ce trebuie dar totdeauna are ceva de spus Petru este un om cu cuvintele la el și nu știa ce să zică Petru era amuțit de ce? pentru că atunci când îl vezi pe Dumnezeu se întâmplă așa ceva atât de mare spaimă i-a vedeți? când ai impresia că Hristos este prietenul tău de fiecare zi, este Hristos prietenul tău? Da, bineînțeles că da, 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 Hristos este prietenul Pentru că așa zice, v-am numit prietenii mei. Când Hristos este fratele tău, este Hristos fratele nostru? Da, sigur că da. Eu cu fratele meu ne hârjonim, suntem prieteni buni, glumim unul pe seama celuilalt. Când Hristos e doar atât, este un prieten cu care glumești, te simți bine, e ok, e ok. Nu e nici fel de problemă. Dar Hristos nu i doar atât. Hristos nu este în primul rând asta. Și asta trebuiau să înțeleagă ei. Că acela pe care îl urmează nu este un tânăr tâmplar din zona lor de acolo. Acela pe care îl cunoaștem de mult, a cărui familie o cunoaștem. Ci Hristos este Dumnezeu întrupat. Este Dumnezeul venit să locuiască între noi, și dacă ne-a făcut harul, să nu vină în toată gloria lui, care ne-ar nimici instantaneu din pricina păcatului nostru. Este doar pentru ca noi să putem să ne hrănim din prezența lui, să fim binecuvântați de prezența lui. De aceea, aceste momente, aceste tipuri de experiență cu Domnul, trebuie să ne copleșească viața. Trebuie să ne facă și să ne pună într-o reverență inegalabilă. Ioan, zice în capitolul întâi din Apocalipsa, ați citit, frate, iertare că v-ați mutat acolo la cor, din Apocalipsa, în capitolul întâi zice, eu, Ioan, fratele vostru, părtaș cu voi la necaz și la mărturia lui Isus Hristos, eram exilat în insula Patmos din pricina Cuvântului lui Dumnezeu și a mărturiei lui Isus Hristos și în ziua Domnului eram în Duhul, am auzit în spatele meu un glas care spunea și după ce am auzit glasul m-am întors să-l văd. Și ce am, după ce am văzut, care a fost reacția lui, știți? Am căzut la picioarele lui ca mort. Ioan, Ioan care la cină a stat cu capul pe pieptul lui. Ioan care spune despre sine, se descrie ca ucenicul pe care îl iubea Isus. Ioan, omul convins de dragostea lui Dumnezeu, necondiționată pentru el. Ioan, cel căruia Iisus i-a încredințat pe mama lui, pe cruce, când îl vede Cade la picioarele lui ca mort. Asta este, asta este dimensiunea copleșitoare a experienței acesteia de, de revelația lui Dumnezeu în viața noastră. Și avem nevoie de ea. Avem nevoie atât de mare de ea în viața noastră. Ea nu poate fi o experiență continuă câte vreme trăim în lumea aceasta, dar noi am vrea. Petru zice, Doamne, învățătorule, Rabi, zice el, este bine să stăm aici. O, ce bine e! Câteodată vii la biserică, câteodată stai înaintea Domnului și parcă nu ai mai vrea să pleci. Parcă nu ți-ar mai veni să duci acasă. Ai vrea să nu se mai termine. Ai vrea ca acea revărsare a Duhului Dumnezeu în viața ta să nu se mai termine niciodată. Și vestea bună știți care este? Este că într-o zi va începe și nu se va mai termina niciodată. Într-o zi îl vom vedea pe Hristos așa cum este. Haide să facem trei colibe sau trei corturi. Una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Pentru că pentru ei, imaginea aceea a sărbătorii corturilor, sărbătorii colibelor, era imaginea prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului, în timpul pribegiei lor. Și pentru zice, Doamne, aș vrea să nu, această realitate să nu dispare niciodată. Dar textul spune că a venit un nor și i-a acoperit cu umbra lui dintr-o dată, tot acest tablou se schimbă. Și pentru ei ca evrei, norul vorbea despre ce? Despre prezența lui Dumnezeu. Când strămoșilor, moi se însuși, prezent acolo, a luat poporul să-l conducă din Egipt către țara promisă, un nor a trimis Dumnezeu să le manifeste prezența lui în timpul zilei. Seara era focul, dar Ziua era norul, norul care stătea între ei și soarele dogoritor, norul care s-a așezat între ei și dușman, norul care le spunea că Dumnezeu este cu ei. Și dintr-o dată se aude și un glas. Acesta este fiul meu preiubit. de el să ascultați. Dintr-o dată Dumnezeu mărturisește și ne spune cu cine avem de-a face. El este Fiul meu preiubit. Pentru ei ca evrei, culmea revelației, a supunerii și a ascultării de învățături. Era Moise. Peste Moise, peste învățăturile lui Moise, nu era nimeni. Iar cei chemați să le tălmăcească învățăturile erau farisei, erau cărturari, erau preoții. Și Hristos îi cheamă la o loialitate desăvârșită față de El, prin mărturia Tatălui. Țineți minte că Domnul Iisus Hristos spune, eu nu mărturisesc doar eu despre mine, ci Tatăl meu mărturisește despre mine, tatăl meu mă legitimează în lumea aceasta. Am avut o discuție recent cu cineva care îmi spunea că islamul și creștinismul sunt practic același lucru. Dumnezeul Coranului este Dumnezeul Bibliei și că Isus este profeta lui Dumnezeu așa cum este și Mohamed în islam. Și am zis, pot fi de acord cu tine dacă îmi rezolvi o dilemă, cine este Isus în toată povestea asta? Este un profet? Da, sigur că este. Dar este Fiul lui Dumnezeu? Nu. L-ai scos pe Isus ca fiul lui Dumnezeu din tabloul convingerilor tale religioase. Deja nu mai ai nevoie de Revelația de a lui Dumnezeu. Și Scriptura ne spune prin gura Apostolului Pavel că cei ce se întorc la lege, cei ce se întorc la ținerea regulilor, la a fi din nou îndreptățiți prin ținerea legilor Vechiului Testament, care n-au făcut pe nimeni suficient de îndreptățit înaintea lui Dumnezeu, acestora Hristos nu le va folosi la nimic. Și Biblia zice că singura cale, singura neprihănire validă înaintea lui Dumnezeu este neprihănirea care vine prin credința în Isus Hristos, de aceea, acești ucenici aveau nevoie de o mărturie atât de puternică. E a doua oară în viața Mântuitorului când primește această mărturisire. Prima dată la botez, a doua oară aici, Tatăl mărturisește și tabloul se schimbă. Ucenicii s-au uitat și împrejur și n-au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus singur cu ei. Aceasta este realitatea care ne însoțește în viața noastră în fiecare moment. Toate celelalte sunt tranzitive, toate celelalte trec, își depășesc termenul de valabilitate, expiră, indiferent cât sunt de mari oamenii prin care vin. Singura revelație care rămâne pentru totdeauna este cea cristică, este cea prin Mântuitorul Hristos. De aceea este atât de important pentru noi, ca dacă vrem să putem ca ucenicia noastră să fie una eficientă, una puternică, una validă, trebuie să trăim această dimensiune a relației noastre de formare. Evanghelia după Marcu este o evanghelie a uceniciei, a traseului ucenicului lângă Hristos. Și unul din elementele importante este acesta. S-ar putea, de multe ori, să spunem, putem noi, pot eu, să mai am parte de o astfel de revelație? Eu sunt convins că da, eu sunt convins că da. Eu sunt convins că fiecăruia dintre noi, Dumnezeu ar vrea astăzi, în secolul 21 să ni se descopere în felul acesta. Sigur, cel mai probabil nu vizibil. Nu vizibil. Cel mai probabil nu cu ochii fizici trebuie să vedem, că Scriptura spune că cel neprihănit va trăi prin credință, nu prin vedere. Nici nu știți cât de înșelători pot să fie ochii noștri câteodată. Căci ceea ce se vede, este trecător, dar ceea ce nu se vede rămâne pentru totdeauna. Toma zice Hristos, pentru că mai văzut ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Credința și vederea nu sunt nici incompatibile una cu cealaltă, dar nu zici absolut dependente. Una de alta, pentru că Scriptura spune că credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. O puternică încredințare cu privire la lucrurile nedăjduite, nu-i așa? Nu vezi, dar îl crezi pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu îți va deschide ochii într-o zi. Și să vă spun un lucru interesant. Astfel de experiențe nu se pot provoca. Astfel de experiențe nu pot fi autoinduse. Există oameni în zilele noastre care vor să ne facă să credem că trebuie să spui anumite mantre să repeți anumite cuvinte. În religiile orientale există această practică a mantrelor repetate și repetate și repetate până când intri în starea aceea spirituală, în starea aceea de extaz în care îl vezi pe Dumnezeu așa cum este, îți induce o asemenea stare, Ucind ce habar n-aveau ce voia să facă Hristos cu ei. Este inițiativa suverană a lui Dumnezeu când vrea, să ți se descopere în felul acesta, când ai nevoie, când trebuie să ți se descopere în felul acesta, tu și eu trebuie să fim disponibili, trebuie să fim gata să-L însoțim pe Hristos, uneori în locuri ciudate, în locuri grele, în, în solitudine, în izolare, într-un monasticism urban în care te izolezi de ceilalți pentru o vreme, ca să poți comunica cu Dumnezeu și aștepți să-ți vorbească Dumnezeu și acolo Dumnezeu îți vorbește acolo Dumnezeu ți-l revelează pe Hristos într-un mod special. Acolo ceea ce poate ai crezut până acum, descoperi că Dumnezeu te ajută să crezi mai mult și mai puternic. Să pui în brațul Lui, mi-a plăcut cum spunea fratele la timpul de rugăciune, toate lucrurile lumii acestea în care ne încredem, să le pui în brațul Lui și să spui vreau ca să pot să cred în tine mai mult, vreau să-ți încredințez ție lucrurile astea, să nu mai îngrijorez de ele, ia-le tu ca eu să pot să mă încred în tine și să pot să te văd. Și acolo, prin cuvânt, nu știu ne neapărat prin cuvânt auzit, dar cu siguranță prin cuvânt scris și inspirat de Dumnezeu, în mod de săvârșit Dumnezeu îți va vorbi. Luați-vă timp de rugăciune, luați-vă timp de post, luați-vă timp de, de hrănire cu Scriptura și rugați-L pe Dumnezeu să vi se descopere iarăși, proaspăt, nou, să vă reveleze gloria Lui Hristos, caracterul definitiv al învățăturilor Lui, să vă copleșească. Să vă copleșească în așa fel încât cuvintele să nu-și mai aibă rostul, sensul, să nu le mai găsiți. Și când veți pleca de acolo, să plecați bucuroși de gloria lui Hristos, care strălucește fără să pălească, care strălucește dinăuntru spre în afară, pentru totdeauna. Aceasta e una dintre fețele monedei uceniciei. Domnul Iisus nu zice deocamdată nimic lui Petru. Petru zice, Doamne, vreau să fac trei colibe și -o vine norul. Pentru că nu poți rămâne doar acolo. Nu doar acolo ne cheamă Dumnezeu să trăim ucenicia, ci ne mai cheamă într-o dimensiune a ei care este egal importantă și egal eficientă despre care vom vorbi după amiază. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Am găsit o dulce mângâiere, o speranță în multe încercări, am găsit o dragoste fierbinte, o, oh, Isus, pe tine te-am găsit. Să cântăm această cântare de la numărul 367. Am găsit o dulce mângăiere, o speranță în multe încercări. Am găsit. ¡Tragos oh, de fiebre! Ce paradox al vieții creștine! Am găsit în Isus gaiere, o speranță în dulcele încercări, am găsit tot scopul vieții mele, am găsit în El răspunsul la toate căutările mele, am găsit toate acestea și nu mă saturi să mai caut și să mai găsesc. Ele apa vieții și cine crede în El nu va seta niciodată și totuși, totuși dorim mai mult din gloria Lui. Dorim să vedem mai mult slava Lui. Dorim să experimentăm frumusețea și slava Lui revelată, revărsată în viața noastră într-un mod nou și proaspăt. Am înțeles în această dimineață că aceasta este o fațetă importantă a uceniciei, a umblării cu Hristos. Nu e ceva indus, nu e ceva ceea ce noi putem orchestra, inițiativa Lui Suverană, dar atunci când Domnul vrea să ni se descopere în modul acesta, să-și arată slava, să fim gata. Haideți în dimineața aceasta să stăm înaintea Domnului cu inimile descoperite în fața cuvântului Lui și să lăsăm Duhului Dumnezeu să stârnească, să reaprindă în noi această pasiune de a vedea slava Lui Hristos. Lăsăm pe El să aleagă modul în care ni se revelează. Lăsăm pe El să orchestreze momentele în care vrea să o facă, dar vrem să-i spunem că tânjim tot mai mult să vedem din gloria Lui, de această parte a gloriei a cerului, pentru că odată să-L vedem așa cum este în slavă. Stăm cu capetele plecate, trebuie de câteva clipe, răspundând în Duhul cercetării cuvântului și apoi, cu vocetare aș vrea să rog pe fratele Daniel Neagoe să ne conducă în rugăciune.

Doamne Iisuse, inima noastră tânjește să-ți vadă gloria. Ca omul tău de altă dată spunem, arată-mi slava ta. Amen. Dincolo de tot ceea ce ne-am obișnuit cu experiențe religioase, cu ritualurile, cu tradițiile noastre, sufletul nostru se tează după tine, după o revelație proaspătă a măreției și gloriei tale de Dumnezeu întrupat. Doamne Iisuse, tu ai pus această dorință în noi și numai Tu poți să o împlinești. vrea că atunci când Tu alegi să te apropii de noi, să ne descoperi mai mult din ce ești Tu, să găsești inimi pregătite, inimi dispusă să te urmeze acolo unde Tu ne chem, pe munte sau în orice altă situație. Mulțumim pentru frumusețea persoanei Tale. Doamne, am stat pres de câteva clipe să vedem slava Ta revelată în Scriptură. Mulțumim pentru că prin Duhul ai dat la o parte puțin din, din vălul care te acoperă și am putut vedea ceva. Și, Doamne, mărturisim că nu suntem sătui de Tine, ci că într-o zi vrem să avem parte de această experiență o veșnicie întreagă. Ajută-ne, Doamne, ca toată ființa noastră să o putem concentra în această direcție. Mulțumim pentru atingerea Duhului, pentru cuvântul care a fost vestit, pentru robul tău. Pentru fiecare suflet care a ascultat cuvântul, ocupă-te în mod personal, atinge-te, Doamne, ridică Tu, vindecă Tu inimi și, Doamne, fă să plecăm cu Hristos și bucuria Lui în viețile noastre, Dar care prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim a Lui Dumnezeu să fie slava în Hristos și în biserica Lui, din generație în generație și acum și în vecii vecilor. Amin. Amin. Noi, mele, să fie vit cu bine comentare, domnulei și unica alții ne despărțim.